ce mai vreme nu arată prea plăcut în față, ca să zic așa. Plouă de ceva vreme, sunt între Gherla și Dej. Văd acolo în dreapta Curcubeul. Și îmi place ce văd. Numai că nu-mi place încolo ce văd, nene. Am primit și un nu-i spam, roaler din ăsta, știi? De avertizare, de înștiințare. Au zis că există posibilitatea să fie gheață din aia mai mare, știi? Ce înseamnă mai mare, nu mă prea pricep. Dar dacă a zis el că o să fie mare, e posibil să fie mare. Oricum, încolo cred că plouă destul de bine. Dacă aici mai este un pic de soare și plouă, să zic că acceptabil, normal. În partea cealaltă plouă foarte tare și cu siguranță că va fi și gheață. De ce zic asta? Pentru că temperatura exterioară este destul de mare, să zic, 19 grade acum. Și e posibil să formeze gheață. Dar băi, nu, o mai merg așa încetus cu treabă bună și am vedea ce mai fi, păi nu? Da. Se pare că nu prea e de glumă. A fost și gheață. Eu aș fi vrut să mai merg un pic și să mă opresc aici, ori la mall, ori la OMV, știi? Pentru că am văzut, uite, cel puțin încolo, acum nu mă pot duce. E dezastru ce e acolo, sigur. Să vreau să mă opresc un pic, să treacă vremea asta. E nasol pentru că există posibilitatea să îmi spargă ecranul și n-aș prea vrea să îmi spargă. Și pe deasupra mai am și sticlă pe mașină. Nu e chiar fain. Aici nici n-ai unde să te oprești. Mamă, s-a inundat aici, frate. Oi, mamă. Bă, a plouat destul de tare. Fii atent și acolo ce vrei. Curcubeul e acolo, nene, rezistă. Fel de n-ai să crezi. Hop, hop. Nu, no, văd din astea verzi pe aici, pe șosea. Cred că i-o dat tare aici, mă. Sigur. Sigur o ploua foarte tare.
Ideea știi care este? Că e foarte nasol pe vreme din asta să circuli. Nu, că și aici e blocat tot. Deci zic asta pentru că nu toți șoferii sunt experimentați, să zic așa, și se pot întâmpla neplăceri. Știi cum zic? Mamă, fii atent și aici e blocat. Oi, mamă. Înțelegerea este acolo, pe cer. Mamă, și ăsta filmează ceva, ia fii atent. Da, mă, și ăsta filmează el ceva acolo. Opa, Vasile. Da, mare atenție la drum, nene, oricum s-a răcorit și este super, super fain afară. Ne fii atent. Da, no, să mai merem, zic. Acum am trecut de dej, nene, și după cum bine vezi și tu, aici treaba e uscată. Ar mai trebui unsă. Exodus, transport inter și internațional. Nu, no, se pare că aici nu a fost nicio ploaie, nicio nimic. Știi probabil cum a fi fost norul. Ai zis că se mai întâmplă jumătate de sat să plouă și jumătate să fie soare, să joci cu praf. Dar nu prea mai este praf în ziua de astăzi. Fast food n-aș opri aici, nici crăpat între picioare. Mai bine aș mânca un pateu făcut din niște râme colorate. Nene, fii atent, am mai oprit-o odată într-un loc din ăsta, tot așa, dugheană din asta, știi? Și mi-era foame și zic, bă, dracu, să-mi iau ceva, o conservă de pe aici, zic, să mănânc ceva, știi? Bă, când am intrat înăuntru, bă, băiatule, ziceai că e un fel de depozit din ăla în care nu s-a mai făcut curat de câțiva ani de zile. M-am uitat așa la vânzătoare, m-am uitat la mărfurile expuse, eu am văzut figura ei pe față și am zis în limba română, tot a mea de fasole, frate, că mănânc niște lobodă din asta de pe marginea drumului. Ce vorbești, bă, băiatule, ce să cumperi de acolo? N-ai cum să cumperi. Probabil că era vreun fel de mini magazin din ăsta, un fel de mini birt, habar n-am. Chiar nu m-am uitat la sticlele de alcool, cred că alea toate erau curate, știi de ce? Pentru că tot timpul punea femeia mâna pe ele, să toarne în pahare. Da, mare atenție de unde îți cumperi mâncare și mare atenție cum o păstrezi, de ce zic asta? Pentru că mâncând mâncare care nu mai este conformă, să zic așa, cu corpul tău, poate că te îmbolnăvit, nu neapărat că o să te îmbolnăvești, dar cu siguranță o să oprești din 500 în 500 de metri că ai tu o problemă. No, unde trebuie să voia vă grăbiți? Nebunilor. Bun, să mergem mai departe. Suceava 250, Vatra Dornei 141, mai scria ceva și era cu 59. Hai să continuăm. Sunt aici la Petrom, nene, și bă, e foarte nașpa pentru că este o singură femeie aici înăuntru, cealaltă femeie cred că face casa și mai este un bărbat care, nu știu, umblă pe aici, habar n-am. Ideea este că e foarte greu și pentru oamenii ăștia și era o femeie, pe mine asta m-a revoltat, că era o femeie aici înăuntru și a început să strige, că haideți doamnă că e aglomerat, că asta e România, că nu știu ce, băi, eu înțeleg, mă, frate, dar a fost foarte, chiar mi-era milă așa de femeie, uite șoferul ăsta cu camionul, frate, m-a așteptat până am venit. Vreau să mă uit un pic la astea, că am avut și gheață și vreau să mă asigur pe timpul călătoriei că e tot ok. Încă un scoci, dar nu-mi trebuie. No, tot e, uite asta de aici mai zboară. Servus, my friend, ce faci, olas? Nu ne cunoaștem, dar poate ne știm, dracu, știe, în sfârșit. E ok, mă, trebuie să fii prietenos cu oamenii, nene. Ia uite ce. S-o rup tot ăsta și după aia o să-mi fluture pe aici, știi cum? Ca la Nicolas Cage. Așa, Vasile, rezolvat o treabă, pun ăsta aici să-l aruncăm după aia la coș. Trebuie să-l dau un pic pe după ăsta, știi? Să facem aici
Un mangiares, queridas. Gata, ideea că este sticlă e un pic cam greu. Deșeuri municipale, 2. Are 2 bari. Când? Unde? Nu știu. Bag aici, frate, că nu știu unde să-l duc. Bă, pentru ce e mânerul ăsta? E un mâner aici. Uite ăsta, stai. Uite ăsta de aici. Ce face ăla? No, în sfârșit, poate nu e treaba mea. Eu cerem oricare ăsta. Da, mă, asta zic și aici tot timpul stația asta este super plină. Ideea e că și femeile astea de aici, de la casă, sunt destul de ok, dar chiar nu pot să facă la fluxul ăsta față, știi? Probabil se închidea ceva casă, habar n-am. Că era o femeie acolo care tot făcea monetarul ăla, știi? Și a întrebat că cine are carduri să vină aici. Și eu am card, că plătesc cu card. I don't have cash, I have card. Ia fii atent, 7, 8, 8, 10, și sănătos la cap. Fii atent, arată aici pe tablou. 8, 8, 10. Oi, mamă. A, băi, știi ce am mai observat? Că mai este acolo un petrom unde alimentez eu tot timpul, la Vatra Dornei. Și am observat acolo că ori stricat ăla și fac un fel de shop. Oșan, știi că scrie acolo Oșan. Am venit într-o seară, mi-am luat niște cafea, dar nu de la ei, de acolo, de la Bancomatul ăla cu... Bă, ăla te dă cafea acolo afară. Și când mă uit Oșan și, bă, zic, ce dracu? Și întreb aici pe grup, pe grupul nostru de WhatsApp. Și zic, bă, uite, m-am fost așa, zic, am văzut asta și aici e cu Oșan acum. Și mi-a zis cineva că o să se facă shop-uri. Tu îți dai seama la câte benzinării din astea pe Trump sunt? Oșanul își mai deschide o grămadă de centre din asta de vânzare, să zic. Într-un fel este bine pentru că ne avantajează pe noi, că nu mai trebuie să dăm 6 lei pe un 7 days care are 4 arome, dăm 4 lei sau 3 lei cât o fi, știi, prețurile vor fi mai mici. Treaba e bună, eu zic să mergem, fii atent ce mergi, fain. Ne place, ne place. Hai vino încoace. Ce mănâncă oi acolo? Ia stai să văd ce bagă ăsta. Mamă, îmi place să mănânc aici. Ia să vedem. Îi dă și ei. Super, frumos din partea ta. Și restul tot lei? A, nu, niște șervețele. Nu trebuie, că oricum mai mănânc. Păi mâncăm jumate-jumate? Nu lasă că-mi vedea noi. Hai, pasă, aveți poftă. Legământul rămâne.